Am revenit, emisiunea Manifest continuă alături de invitatul meu din această seară, domnul Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației, despre alături de care vorbeam mai devreme, despre proiectele importante care se află în derulare în orașul nostru, dar și despre proiectele importante depuse și pentru care așteptăm, bineînțeles, deschiderea șantierelor de lucru în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Domnule primar, recent a avut loc un moment important, chiar istoric, numit de anumite autorități pentru municipiul Sighetu Marmației, dar și pentru întreg Maramureșul, și anume semnarea contractului pentru proiectarea și execuția podului peste Tisa. În ce stadiu se află exact acest proiect? Da, putem vorbi de un moment istoric și mai ales în conjunctura actuală, în conflictul dintre Ucraina și Rusia și în contextul în care podul istoric, cum îl cunoaștem noi, nu mai face față sau nu va face față foarte multă vreme de acum încolo. Sigur, acest proiect a pornit în urmă mai bine de 10 ani. L-am preluat și eu atunci când am fost prefectul județului Maramureș și am avut cel puțin 3 întâlniri pe an cu autoritățile ucrainiene, inclusiv cu guvernul, reprezentanții guvernului din Ucraina, bineînțeles cu reprezentanții guvernului din România și eu atunci eram reprezentantul guvernului în teritoriu. A avut multe piedici acest proiect, atât din partea, să zic, autorităților din România, cât partea autorităților din Ucraina. Este bine că se începe acest proiect, este finanțat 100% din fonduri europene. Este investiție realizată de Compania Națională Infrastructură Rutieră, care aparține de Ministerul Transporturilor. O investiție necesară, dar va fi un pod care nu va merge către nicăieri. Deci, vă dați seama, nu sunt prevăzute legăturile cu acest pod. Acesta a fost motivul pentru care am avut întâlnit la începutul mandatului cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Enel Bogdan, și am insistat pentru o centură ocolitoare a municipiului Sighet, dar care să lege și acest pod care se construiește peste Tisa. Este un pod cu 6 benzi. Dați seama că are nevoie de conexiuni pentru a putea fi și utilizat în viitor. Și dacă nu mergem în paralel cu această investiție, cu infrastructura care să lege podul, cu această social de centură, nu vom putea realiza mare lucru. Cu atât mai mult cu cât și partea ucraineană trebuie să facă aceste demersuri. Nu știu acum, în contextul actual, ce posibilități financiare au și ce priorități reprezintă pentru ei acest lucru, pentru că podul trece peste Tisa, ajunge într-o pădure. Am fost acolo, nu se putea ajunge doar cu mașini de off-road în acea zonă. Am fost acum câțiva ani, deci va trebui o muncă de rezolvare problemei de legătură cu podul. Am văzut, eram în concediu la invitația președintelui Consiliului Județean Maramureș, am putut participa la semnarea contractului, am văzut că s-a semnat la Consiliul Județean, a fost semnat la Consiliul Județean acest contract. Și am văzut că se estimau termeni de finalizare 2 ani. Ceea ce este foarte puțin. Este foarte puțin, da. Eu mi-aș dori să fie în 2 ani, dar ce facem cu accesul la pod? Cum ajungem la pod? Sau... Deci cam asta ar fi problema care mă frământă pe mine. Recent, acum se lucrează studiul de fizabilitate la șoseaua ocolitoare, la centura de ocolitoare de municipiul Sighetu Marmației, un proiect pe care am reușit să-l implementăm împreună în parteneria Consiliului Județean Maramureș, respectiv jumătate din finanțare se suportate Consiliul Județean Maramureș, jumătate din bugetul local de către noi. La ora actuală se lucrează la studiul de fizabilitate. Sunt necesare 3-4 variante. S-a luat varianta de către cei de la Compania Națională de Investiții și pe zona Grădina Morii. Persoana a fost în Sighetu Marmației și i-am invitat la un hotel din Sighet. Și în timp ce admiram Solovan și discutam și spuneau ei că un peisaj extraordinar și am spus, uitați aici, vreți voi să construiți o șoseaua de centură. Și bineînțeles că atunci dați seama că a fost o rumoare și eu sunt exclus. Deci pe hârtie se văd lucrurile altfel, în teren se văd altfel. Vorbim și despre exproprieri.
Da, sigur, sigur. Păi vorbim și despre pierderi de aceea. Credeți că vor fi probleme aici sau întârzieri? Cel puțin de obicei știm că da, aici... Expropierile se realizează de către cel care execută lucrul respectiv, de către Guvernul României, fiind vorba de Compania Națională de Infrastructură Rutieră. Dar de când am venit primar, am sistat lucrările de construire sau autorizații de construire în zona respectivă, unde planul urbanistic general prevede această sursușeau coritoare. Din păcate, nu s-a ținut seama de planul urbanistic general atunci când s-a dat autorizații de construire în zona. Și mai ales acum se construiește foarte multe în această zonă. Se construiește, din păcate, foarte mulți au eludat, să zic, ceea ce au hotărât administrația publică locală și au început să construiască și fără autorizație. Am și aplicat amenzi, sistări de construcții, stările construcțiilor, dar mulți sau majoritatea au înțeles mesajul și fie și-au găsit identificatele în altă parte, fie au găsit alte variante. Legat de acest aspect, le-am solicitat celor care doresc să construiască puzuri, așa cum prevede planul urbanistic general. Mi s-a spus că sunt scumpe, că sunt costisitoare, că ei, dacă știam, nu cumpărau teren acolo. Deci nu a fost o muncă și nu este continuare o muncă ușoară sub acest aspect. Însă, bun, am înțeles, chiar în ședința următoare vom intra cu un puz în acea zonă, se va construi un ansamblu de locuințe sau am reușit să adunăm 10-20 de proprietari și s-au făcut documentații și sper să Consiliul Local să aibă posibilitatea să vadă cum arăta zona respectivă prin puz și să le aprobe puzul societate de către cetățenii de acea zonă. Deci sunt aproape 2 ani de când am avut acele discuții și iată când s-a materializat. Deci nu putem construi aute și de asemenea este și riscul expălirea pe șoseaua de centură, să avem și imobile. Vor primi despăgubire, dar nu este o situație pe care ne-o dorim și nu și-o doresc nici cei care doresc să-și construiască case în acea zonă. Și noi, ca administrație publică locală, dorim să facilităm și accesul către platforma industrială, către zona platforma industrială existentă, a fost o combinat, să avem legătură și cu șoseaua coritoare, să avem legătură și cu acea platformă pentru a evita mașinile de mare tonaj să intre prin zona Big, să ajungă la combinat, ar fi o mare câștig pentru noi. Și de asemenea, în zona Dobăiești se extinde, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, o zonă industrială, avem acolo câteva firme care și-au extins, să zic, raza acțiune, sau mă rog, terenurile, și-au mărit terenurile și activitatea. Nu este o zonă industrială acolo, de aceea am prevăzut și un puz acolo pentru a putea schimba destinația acelei zone, să transformăm într-o zonă industrială pentru a putea fi făcute lucrurile cum trebuie. Acum, vă dați seama, lucrurile ca la carte, unde poți face, dar vedeți ce s-a întâmplat în ultimii ani în municipiul nostru, vorbim de la strada Lazul Șesului, dacă nu ești de acasă din zonă, greu găsești o locație acolo. Mă mir cum poștașii sau, mă rog, cei care se ocupă cu corespondența reușesc să se găsească imobile, cu GPS-ul n-ai nicio șansă oricum pe acolo. S-a construit haotic, fără viziune, din păcate, cu concursul autorității publice locale. În zona aceea, la nivel de oraș? Se pot reglementa doar prin puzuri, altfel nu reușim să descălcim lucrurile. Sunt străduțe înguste, insistă în continuare cetățenii și proprietarii că le ajunge 3 metri, că nu le trebuie 4 metri, nu le trebuie 6 metri. Trebuie respectate tuturor niște standarde dacă dorim să ne civilizăm și noi și să avem acces la utilități. Presiunile sunt mari, dați seama, și pe administrație publică locală, inclusiv din partea acestor cetățeni care au construit fără să întrebe autoritatea publică locală. Vă dați seama, s-au trezit în câmp, fără apă, fără gaz, fără utilități, fără asfalt, nu mai vorbim de asfalt și nu este confortabil nici pentru noi, dar nici pentru cetățeni. De aceea sunt regulile trebuie respectate și, bineînțeles, putem sta la masă și să găsim cele mai bune soluții și investiția, vă dați seama, investiția într-o casă nu o faci pentru o zi, două, o faci pe termen lung, o faci pentru și generațiile următoare, pentru că este important atunci când ne așezăm un bloc de să locuim cu familia, să avem și un minim de confort.
Categoric. Care este pasul următor în ceea ce privește centura ocolitoare și, practic, care este rolul primăriei? Ce are de făcut concret în acest proiect? Noi, ca și administrație publică locală, trebuie să suntem parteneri cu cei la compania de investiții, trebuie să punem la dispoziție, bineînțeles, trenul care, pe care urmează să, să, mă rog, care va fi ales ca și traseu. Expropierile vor fi făcute exclusiv de către Guvernul României, dar cu sprijinul nostru, cu identificarea proprietarilor în studiu de fezabilitate, se vor întocmi și documentații, documentații respective, autorizație de construire, dați-vă certificat de urbanism, avize, tot ce este nevoie, va, este în sarcina administrației publice locale și sper ca studiul de fezabilitate să-l avem cât mai repede, promisiuni de finanțare obiectivului le avem, fie prin PNRR, fie prin alte surse guvernamentale, pentru că toți au înțeles acest mesaj, așa cum am spus, legat de podul de peste, de peste Tisa, care se construiește, iată, după mulți, mulți ani. Un obiectiv, de altfel, important pentru noi, pentru municipiul Sighetul Almației și pentru Maramureș, în contextul în care drumul spre Europa sper să treacă cât de repede și pe lucrare. Discuții în teren cu oamenii ați avut legat despre acest important proiect? Ce spun oamenii? Acum, în special, am avut discuții cu agenții economici din zonă care au primit pozitiv, au reușit pozitiv acest mesaj și, și au nevoie, dați seama, de infrastructură pentru a putea exploata activitățile comerciale care desfășoară acolo. Iar sunt multe terenuri care nu au construit acolo și am și, să zic, oprit cumva construcția. Desigur, fiecare proprietar ține la proprietatea lui ceva firesc, dar toți trebuie să înțelegem acest obiectiv care sper să fie realizat în cât mai scurt timp posibil. Va fi un câștig pentru toți. În principal, ținând seama de numărul de mașini care tranzitează zilnic în municipiul nostru, cel puțin pentru, așa cum am spus, agenții economici, cei care tranzitează doar Sighetul, să aibă variante de ocolire, de să nu intre în municipiul nostru. Este un oraș destul de îngust, să zic, din punct de vedere al teritoriului. Sunt puține posibilități de ocolire, singura variantă de ocolire. Iar mașini sunt din ce în ce mai multe. Da, scuzând grădina Moriu, dați seama că este pe malul, pe malul Tisei. Revenind din nou la programul Angel Salini, despre care ați vorbit în prima parte a emisiunii, pentru că este perioada în care se repartizează sumele pe localități, să ne spuneți cam care este stadiul proiectelor depuse prin acest program și cam câți bani credeți că o să intre în municipiul nostru prin intermediul acestui program. Aici, stadiul proiectelor sau munca pe care o facem noi este una, ce se întâmplă de cealaltă parte este alta. Până la urmă, am zis că și-am ajuns la negocieri, deși inițial mi s-a prezentat altfel programul, dar sunt nemulțumiri în toate localitățile. Repartizarea se face în funcție de numărul de locuitori, în funcție de necesități, e un pic... Ce știam la începutul implementării proiectului, în cursul anului trecut, când am început să și depunem proiectele, erau sumele minime pentru fiecare oate în parte, un oate de la municipiul nostru punea de la suma minimă de 10 milioane de lei. Dar, totodată, din discuții care am avut la Ministerul Dezvoltării, mi s-au spus că putem depune proiecte și mai mare, este suma pragul minim, dar putem depune și mai sus, ținând seama și de suma per total care era prevăzută în cadrul acestui proiect, suma care a fost suplimentată ulterior. S-a intervenit, am proiectit două proiecte, valoare de aproximativ 25 de milioane fiecare, dar pe surprinderea mea, la întâlnirile cu primarii din județul Maramureș, am constatat că sunt comune care au depus proiecte cam dublu decât municipiul Sighet, dar a intervenit și pe bună dreptate a intervenit cei din programul Angel Salini, la Ministerul Dezvoltării, cu clarificări, respectiv necesitatea ca proiectele depuse, străzile propuse spre finanțare să aibă utilități. Apă și canal exclus gaz. Deci apă și canal. E ceva, un lucru firesc, pentru că știm destul de bine prin programul PNDL s-au asfaltat cam multe comune și în județul nostru, pe toate
vârile, ulițele. Da, a fost ulițele, o gură de oxigen pentru multe localități. Dar vă dați seama, neavând utilități, intervine un alt proiect, zic, în Anghel Salin, este și proiect pe care sunt prevăzute posibilități de extindere a apă canal și inclusiv gaz. Și atunci, cumva, se va face o selecție acestor lucruri. Noi am depus două proiecte, cele de 25 de milioane de lei, care prevăd străzi care au aceste utilități și și care sunt și întăbulate, pentru că și asta este un criteriu. Iar celălalt proiect am depus unde nu sunt lucrurile tocmai puse la punct, dar unde avem perspective să le punem la punct. Am inclus în programul Național Anghel Salin și cele două poduri, Pușcopoș și Poda Batorului, poduri care au o vechime de peste 50 de ani și la care avem probleme, așa știu, bă, cum știți, acum aproximativ 2 luni de zile a și căzut o balustradă și un trotuar din podul Batorului. S-a remediat problema? S-a remediat, am informat. Provizoriu sau? Doar, bine, am luat măsuri de siguranță și de acordare a cetățenului pe Câmpul Negru la apă și de la Vita au efectuat acea lucrare. Am înștiințat cu Instituția pentru situație urgență apele române Isumara Mureș despre eveniment. Am sperat că vor intra pe situație urgență, dar mi s-au dat răspuns negativ că nu a fost o situație urgență, nefiind vorba de o calamitate naturală. Da. Și atunci va trebui să ne descurcăm din bugetul propriu, nu putem aștepta programul Anghel Salin sau să primim banii Anghel Salin pentru a intra în reabilitare cu acel pod. Însă vă dați seama că orice obiectiv de interes public necesită documentații. Documentațiile sunt finalizate, în ședința din 27 iulie vom intra în Consiliul Local cu o rectificare bugetară și vom include și o sumă aproximativ 200.000 de lei, este costul reparațiilor la acel pod. După ce vom avea aprobată finanțarea de către Consiliul Local, vom demara lucrările de reabilitare a podului și punerea lui în siguranță. Iar dacă vor fi necesare lucrări mai ample, în programul Anghel Salin am cuprins, așa cum am spus, și cele două poduri. După expertizarea acestea vom vedea ce măsuri trebuie dispuse pentru reabilitarea lui integrală. Și cam aceasta este situația cu străzile. Ca și sumă, din negocierile avute la nivel de județ și prin președintele Consiliului, nu președintele Consiliului, prin președintele Partidului Social Democrat, Gabriel Zeta, care ne reprezintă în teritoriu, și discuțiile avute cu președintele Consiliului Județean Maramureș și Ionel Bogdan, se preconizează o sumă pentru municipiul Sighetu al Mamației, 20 de milioane de lei. Deci o sumă minimă care va beneficia municipiul nostru. Ați făcut comparații cu alte comune, de exemplu, din Maramureș? Nu am și eu sper și doresc ca fiecare comunitate să primească o sumă cât mai mare pentru a putea să-și rezolve problemele pe care le au. Desigur, în primul rând, ne doare problema noastră, dar nu, sincer, nu mă gândesc sau nu mă uit cu invidie dacă o comunitate primește o sumă mai mare decât municipiul nostru. Important este pentru noi să primim o sumă pe care putem să o gestionăm și să putem pune la punct infrastructura municipiului care are de suferit. Și în special ne-am gândit ca și strategie să avem în vedere drumurile de pământ, cele care nu au văzut asfalt niciodată. Este o prioritate pentru noi. Desigur, avem și străzi care au asfalt, dar este deficitar, avem multe și nu pot să le numesc. Gheorghe Doja, vă dați seama, Gheorghe Șincai, Popa Lupu, Coșbuc, sunt zeci de străzi. Dar asta este o realitate pe care trebuie să o conștientizăm cu toții și totodată să conștientizăm că nu putem face peste noapte o reabilitare totală a municipiului Sighetu al Mamației, care are de suferit numai la infrastructură și la clădirile din zona centrală, în special clădiri istorice. Nu putem interveni și acolo, la fel, trebuie schimbată politica guvernului sau poate guvernul trebuie să se implice în reabilitarea acestor clădiri istorice. Noi avem peste 99 de clădiri de patrimoniu. Din păcate, în PNRR nu am regăsit finanțări pentru aceste clădiri. Sunt ceva șanse pe POR, dar
vă dați seama, vor fi punctuale și suma este limitată. Mai probleme juridice în acest sens? Știu că erau de-a lungul timpului, cum este, de exemplu, clădirea Colegiului Național Dragoș Vodă, unde nu s-a definitivat proprietarul, practic, și nu s-a putut depune proiect, și în aceeași situație se află și alte clădiri din Așa Sibir. Este, încă procedura de revendicare legile speciale încă nu s-a finalizat. La Colegiul Național Dragoș Vodă, dacă s-a dus în discuție, avem hotărârile Comisiei Naționale de Retrocedări, dar este exclus un număr topografic, nu avem informații despre acest număr topografic, deși am făcut adrese către Comisia Națională, nu am primit încă un răspuns. Este o variantă să întăbulăm partea de hădire care nu face obiectul retrocedării, deci, sau unde s-a finalizat procedura de retrocedare, practic a fost respinsă solicitarea foștilor, mă rog, pretinșilor foști proprietari. Sunt încă multe clădiri, avem clădirea muzeului și acolo recent s-a finalizat procedura. Avem Liceul Taras-Șevcenco, avem școala de muzică, așteptăm decizia celor de la Comisia Națională de Retrocedări. Dăm seama, acolo a fost revendicat practic tot între cartierul constructorului, bineînțeles pe numere topografice. Acolo avem deja răspuns și soluții favorabile, respectiv ce solicitanții au primit despăgubiri. Avem două imobile din zonă care au fost retrocedate în natură, trebuie să le predăm în cursul acestor săptămâni și așteptăm, bineînțeles, răspunsul la școala de muzică. Sper să fie un răspuns favorabil. Am trimis documentații, am trimis inclusiv autorizații de construire a sălii de spectacole George Enescu. Și de asemenea am făcut propunerea ca persoana îndreptățită să primească despăgubiri, deși din documentația existentă la comisie nu rezulta aceste aspecte, dar s-au lămurit. În cartea funciară apare o casă de locuit, probabil ca partea din fața școlii de muzică, dar sper să primim un răspuns favorabil, să rămână în continuare proprietatea publică a municipiului Sighetul Marmației și a statului român, pentru că așa este firesc. Avem multe proceduri de întăbulare, chiar în ședința viitoare de Consiliul Local avem undeva la vreo 40 de întăbulări de imobile, proprietatea publică sau privată a municipiului Sighet. Este o preocupare, fără de care practic nu se poate depune niciun proiect. Este o preocupare a noastră pe care, de care ne ținem, pentru că ne-am angajat și în fața cetățenilor, dar este până la urmă obligația administrației publice locale să facă acest lucru. Sunt lucruri care nu se văd în teren ca și activități, dar sunt foarte importante pentru viitorul municipiului nostru. Probleme mari, foarte mari în cartiere. Nu am reușit încă să întăbulăm un cartier de la A la Z. Lucrăm la documentații. Sunt multe greșeli în, bineînțeles, carte funciară. Sunt multe cartiere revendicate, deci și acolo avem multă bătaie de cap. Proprietățile apartamentelor, după cum știm, sunt private. Dreptul de folosință este strict legat de teren aferent blocului, însă avem cartiere unde fiecare proprietar are dreptul de folosință asupra întregului cartier, deși legislația spune că e aferent blocului. Deci sunt niște erori care s-au făcut după 1989 în cartea funciară și mai dăm peste cap să găsim soluții pentru a rezolva problemele. Avem foste centrale termice pe care o parte au fost revendicate, o parte nu sunt întăbulate. Am reușit acum să întăbulăm fosta centrală termică din cartierul Independenței. Acolo vom începe procedurile de casare acelui obiectiv și pregătim pe PNRR un centru de zi pentru copii cu dizabilități. Suntem eligibili pe un astfel de proiect, va începe linia de finanțare, să mă rog, cele să vor depune și până cu 30 august. Ghidurile sunt în consultare și avem timp să pregătim aceste proiecte. Ca și locație ne-am gândit în acel loc. Avem cartierul constructorului, care v-am spus recent, am primit răspuns că fostul proprietar sau cel care a medicat va primi despăgubiri. Atunci vom putea discuta și casa și acea centrală termică. Și există și alte centrale termice în toate cartierele, Popalupu, avem și aici în zona Carrefour, Piața Decembrie, stare de degradare, dar nu poți interveni atâta vreme când nu ești proprietar și nu e lămurită situația proprietății. E greu să
probleme multe, dar e bine că sunt și proiecte multe care se pot face doar pas cu pas. Domnule primar, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Ce să vă zic, spor la lucru în toată activitatea și să auzim despre cât mai multe proiecte pentru municipiul Sighetul Marmației. Și eu vă mulțumesc și important e ca cetățenii să aibă răbdare, pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte. Noi facem tot ce stă omenește posibil pentru ca Sighetul să redevină sau să devină la farmecul la care a fost odată. Acum. Și poate și mai bine. Asta ne dorim cu toții. Vă mulțumesc frumos, dragi telespectatori. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Manifest. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. O seară plăcută!